În contextul pandemiei de COVID-19, starea de alertă pe teritoriul României a fost instituită în data de 18 mai 2020. Klaus Iohannis, președintele României, a spus că pandemia este pe o pantă descendentă în această țară, iar valul 5 este aproape de a se termina. El a afirmat că, odată cu ridicarea stării de alertă, vor fi eliminate și o serie de restricții care sunt acum în vigoare, precizând că măsurile complete vor fi anunțate și explicate pe larg în perioada imediat următoare de autoritățile abilitate. Epidemia de COVID-19 se află pe o pantă accelerat descendentă la noi în țară, iar valul 5 este aproape de a se încheia. Este momentul, deci, să luăm noi decizii legate de gestionarea acestei situații, decizii cu un impact major pentru viitor. Am convocat astăzi o ședință de evaluare cu toți responsabilii din domeniu, în urma căreia am hotărât să nu mai prelungim, dincolo de 8 martie, starea de alertă instituită în România. Ministerul Sănătății este cel care urmează să gestioneze în continuare evoluția epidemiei, care sperăm că se apropie de final. Odată cu ridicarea stării de alertă, vor fi eliminate și o serie de măsuri care au fost în vigoare până acum. Măsurile complete vor fi anunțate și explicate pe larg în perioada imediat următoare de autoritățile abilitate. Dragi români, se împlinesc 2 ani de la debutul pandemiei de COVID-19, 2 ani foarte grei, în care existența noastră a fost modificată radical. Peste 63.000 de români au pierdut lupta cu boala, lăsând în urma lor un gol uriaș și nenumărate familii îndoliate. Aceste cifre exprimă multă suferință, sunt reflecția unor tragedii care au produs urme adânci. Ultimii 2 ani au adus multe provocări care ne-au influențat în cele mai diferite moduri. Răspândirea accelerată a virusului, izolarea, presiunea pusă pe sistemul sanitar, închiderea școlilor, afectarea mai multor sectoare din economie, diminuarea interacțiunilor sociale, toate acestea au avut un impact negativ și ne-au ridicat nenumărate bariere. O perioadă de mari sacrificii pentru români, dar în același timp o perioadă în care am descoperit noi valențe ale solidarității, ale spiritului civic, ale dedicării și implicării. Nu am fi putut însă răzbi fără intervenția concertată și susținută a autorităților, care au trebuit să gestioneze o criză sanitară istorică, în pofida unor deficiențe acute cauzate de lipsa reformelor sistemice, tocmai în domeniile de care aveam mai mare nevoie. Faptul că astăzi putem vorbi de o nouă etapă, care înseamnă cel puțin finalul acestui val pandemic, se datorează în bună parte și măsurilor eficiente de prevenție adoptate de autorități. În mod evident, nu am fi putut reuși fără responsabilitatea cetățenilor, fără solidaritatea românilor care în marea lor majoritate au înțeles și au respectat regulile. Le mulțumesc în mod special pentru acest lucru. Doresc să mulțumesc încă o dată și medicilor, asistenților medicali, infirmierilor, farmaciștilor, și tuturor celor care au fost permanent în prima linie în lupta cu virusul și au făcut dovada dedicării și a profesionalismului desăvârșit. Mobilizarea exemplară a sistemului sanitar, în ciuda vulnerabilităților majore cu care acesta s-a confruntat, a fost impresionantă. Pandemia ne-a învățat și lecții pe care trebuie să le valorificăm. Și poate cea mai importantă este cea a solidarității.
am oferit ajutor celor aflați în nevoie și am primit sprijin de la parteneri europeni atunci când noi ne-am confruntat cu probleme majore. Colaborarea europeană și internațională în domeniul științific a permis înțelegerea mai aprofundată a acestui virus nou și a făcut posibilă într-un timp record descoperirea vaccinurilor și a medicamentelor care pot preveni și trata această boală severă. Nu în ultimul rând, am învățat să prețuim sănătatea noastră, dar și pe acelor dragi. Am învățat să ne protejăm, să prevenim, să luăm decizii responsabile și să le respectăm. Ultimii doi ani ne-au demonstrat că trebuie să învățăm să trăim în acest context epidemiologic, să ne adaptăm și să punem în valoare oportunitățile existente pentru a fi capabili să oferim îngrijirea și protecția de care are nevoie comunitatea. Ceea ce vreau să subliniez este că rămânem vigilenți și pe mai departe. Obiceiurile bune de prevenție dobândite în ultimii doi ani trebuie menținute. Chiar dacă sunt semne îmbucurătoare că am intrat într-o fază descendentă, este la fel de important să continuăm să ne vaccinăm și să ne protejăm, fiindcă cel mai probabil va trebui să trăim cu acest virus. Pandemia ne-a arătat că sănătatea trebuie tratată întotdeauna ca o prioritate și din punctul de vedere al creșterii investițiilor, dar și al regândirii unor mecanisme, astfel încât sistemul sanitar să fie unul echitabil și capabil să răspundă eficient unor situații limită. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate!